Cuvântul Sfânt din Cartea Evangheliei, din la 1 Corinteni, capitolul 15, pagina în Biblie, 1125, pentru cei care vor să urmărească. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 și 2, apoi versetul 12, 13 și 14. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit o pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit o altfel degeaba ați crezut versetul 12 iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților dacă nu este o înviere a morților nici Hristos n-a înviat și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, că suntem în casa de rugăciune. În anticip vreau să vă mulțumesc că biserica noastră s-a implicat și a strâns rândurile ca să ne rugăm pentru soția mea, cum bine știți. Probabil duminica viitoare va fi și o mărturie în privința aceasta, va fi în mijlocul nostru, soția mea, Domnul să o binecuvinteze. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați simțit cu cei care au trecut prin astfel de situații. Așa, după cum de fiecare dată ne rugăm pentru multele cauze, eu vreau să vă spun că soția mea a simțit rugăciunea Bisericii. Și îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. În această zi, eu vreau să vorbesc despre câteva gânduri despre lucrurile care sunt descoperite prin Evanghelie. Pentru că această Evanghelie, care este, de fapt, mântuirea noastră, are mulți dușmani, Evanghelia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, are un, mulți oameni care caută să înnăbușe adevărul, care nu vrea să îl lase, să strălucească în lumina lui mare și se găsesc oameni, fel și fel, care să aducă lucruri care să diminuiască puterea lui Dumnezeu și cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Cât privește această Evanghelie în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, spune cuvântul lui Dumnezeu că aceasta este puterea lui Dumnezeu, fiindcă propăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Fraților, eu aș vrea în dimineața aceasta să trag atenția cu privire la lucrul acesta, pentru că sunt multe lucruri care caută să intre în viața noastră, în inima noastră, care să năbușe cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că sunt situații și situații în viața noastră, că de multe ori poate nu reușim să citim din Evanghelie măcar o dată pe săptămână, Aveam atâtea preocupări în, vreme, în vremea aceasta, atâtea îngrijorări, aveam atâtea lucruri care ne țin pe loc și de multe ori nu, mai uit, nu ne mai aducem aminte ca să citim ceva sau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru lucrul acesta vreau să vă spun că vrăjmașul, de fapt, el are acest plan diabolic ca să ne fure timpul nostru, ca să ne fure mintea noastră ca să nu mai gândim la cuvântul lui Dumnezeu care este viu și dătător de viață. Care este ca o pâine, cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 6, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Și această pâine este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, frați și surori, că dacă noi suntem înțelepți în vremea aceasta și vrem să, să fim cu adevărat, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, nici o clipă din viața noastră noi nu vom încerca să, sau să dăm loc vrăjmașului să intre în viața noastră și să diminuiască puterea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dar cu părere de rău spun lucrul acesta, pentru că s-au ridicat oameni și se ridică oameni care ei nu vor altceva decât un câștig, pentru că spunea Pavel: Ei cred că Evlavia este un izvor de câștig, propovăduiesc slobozenia, propovăduiesc lucrurile care să ne dea o viață frumoasă, o viață liniștită și nu înțelegem de multe ori, de multe ori nu înțelegem lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a vorbit odată pentru totdeauna. Că al urma pe Domnul Isus Hristos. Nu putem altfel decât să ne ghidăm pe două lucruri mari și importante. În primul rând, pe smerenia noastră, umilința noastră și ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Una fără cealaltă nu putem să mergem în calea, pe calea mântuirii. Pentru că putem să citim Evanghelia, putem să o învățăm, putem să o știm din scoarță în scoarță, dacă noi nu suntem umili și nu recunoaștem pe Dumnezeu în cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun că va fi în zadar toată munca noastră pe calea mântuirii. În privința aceasta să știți că de ce spun aceasta și accentuez pentru că vrăjmașul cu cei de afară nu are treabă. Îți spuși acolo liniștiți, fac treaba lor, el are treabă cu noi, pentru cei care au cunoscut și cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care s-au făcut părtași sângelui Domnului Iisus Hristos, cu aceștia vrăjmașul are de lucru. Și el vine aici, printre noi, și în fiecare zi caută să aducă în viața noastră altele lucruri care ni se par nouă mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu și în cele din urmă Acceptăm, azi un pic, mâine un pic și ne trezim la un moment dat că chiar și versetele de aur sau versetele care noi le cunoșteam în memorie, la ora actuală nu ne mai aducem aminte. De ce? Pentru că n-am mai citit din Cuvântul lui Dumnezeu, n-am mai memorat din Cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea Pavel, că zi și noapte cugete la legea ta, fraților, mai facem noi lucrul acesta. Și Apostolul Ioan spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2, versetul 1, la întâia epistolă, spune așa, Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Și acum, fiți foarte atenți, ei au ieșit din mijlocul nostru. Unde erau aceștia? care altădată au spus că îl slujesc pe Dumnezeu toată viața, care poate au predicat, care au slujit și la ora actuală Dumnezeu nu-i mai cunoaște, Dumnezeu i-a îndepărtat, spune că au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, deci au făcut așa cumva o fațadă de pocăință. Cei care au trăit în epoca trecută, Știți foarte bine, sau cel puțin ați auzit, erau din aceștia securiști numiți care intrau în biserici ca să poată vinde, să, să poată turna pe frați într-un fel și în altul. Și au fost mărturii care oamenii aceștia, în final, s-au pocăit cu adevărat. Au fost securiști care cunoșteau Biblia foarte bine. Securiști care predicau. Dar n-aveau niciun botez în apă, n-aveau nimic, absolut. Imitau totul. Totul au imitat. Erau securiști care proroceau. Și ziceau, ziceam, bisericile, băi, ăsta este omul lui Dumnezeu. Unii au continuat și în final n-au mai avut putere, dar alții au recunoscut și au spus, fraților, eu acesta am fost. Îmi cer iertare și nu știu dacă toată viața mea aș putea sau aș avea cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ușa aceasta a Harului și pentru mine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt, ei erau din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi fost rămas cu noi, ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Aici este problema foarte clară și importantă pentru noi, frați și surori, ca fiecare dintre noi să fim atenți, pentru că Dumnezeu ne poate binecuvânta, Dumnezeu poate să ne întărească în orice lucru bun pe care îl facem, dar vrăjmașul ne poate folosi în orice situație imitabilă care noi am putea să o avem, să o facem, apărem în fața oamenilor sfinți, curați și cu o față senină poate, dar în cele din urmă inima noastră este departe de Dumnezeu. Este planul vrăjmașului, de fapt, să ne îndepărteze de la această Evanghelie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cât privește aceste învățături străine care caută să înnăbușe Evanghelia lui Hristos, această învățătură străină știți că atacă familiile. În Romani, capitolul 1, versetul 26, Spune cuvântul lui Dumnezeu și observați, la ora actuală, în vremea noastră, este această teorie care vrea să se introducă și caută să, să cuprindă mintea oamenilor, să nu mai fie tată și mamă, să fie părintele numărul 1 și părintele numărul 2. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici despre oamenii aceștia care înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu, care schimbă în desfrânare harului Dumnezeu, spune că din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor pante scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințară firească, bărbații au părăsit întrebuințară răfirească știți prea bine ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu și la ora actuală în lumea noastră se propagă foarte mult lucrul acesta. Dar cel care stă înaintea lui Dumnezeu, și de multe ori vreau să vă spun și poate, ce știu eu, le frică de multe ori oamenilor, slujitorilor lui Dumnezeu să vorbească lucrurile acestea pe față în biserică, pentru că sunt printre noi turnători de aceea care vă spune, uite ce a spus fratele Ștefan, e împotriva lesbienilor și a homosexualității. Da, fraților, am fost, sunt și voi fi, indiferent ce se va întâmpla. Și aceasta trebuie să fie tăria noastră. Nu trebuie să lăsăm ca vrăjmașul să intre în biserica noastră. Nu trebuie să lăsăm ca vrăjmașul să-și bată joc de biserica lui Hristos. Trebuie să fim oameni care să avem evanghelia lui Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră și să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu așa după cum ne este dat. Apoi, această învățătură străină atacă tinerii, copiii, o extragem din 2 Timotei, capitolul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, mai departe spune neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. Iată, aceste lucruri sunt la ora actuală și în tineretul nostru, care de multe ori ne plângem, poate la unul și la altul, copiii noștri, nepoții noștri că nu ascultă de tata, nu ascultă de mama. De ce? Pentru că așa sunt învățați la școală. Așa este teoria la ora actuală. Nu mai trebuie să asculți bine părinții. Vezi că părintele nu mai are voie să te bată. Părintele nu are voie să ridice glasul la tine. Și dacă cumva se întâmplă lucrul acesta, cheamă -mi imediat 112. Și de multe ori părinții tac din gură și acceptă mofturile și apucăturile copiilor și oamenii sau copiii aceștia, tineri aceștia ajung fără dragoste de părinți. Fraților, doresc ca Domnul să ne lumineze inima în dimineața aceasta și să înțelegem că suntem într-o vreme foarte critică unde vrăjmașul caută să biruiască dintr-o parte și în alta, din orice, din orice punct de vedere. Apoi, un alt lucru pe care arată cuvântul Lui Dumnezeu că această învățătură străină atacă învățătura noastră primită prin Evanghelie, în Galateni, capitolul 1, versetul 6, spune așa, Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie, deci, vedeți, în dimineața aceasta citeam Cuvântul lui Dumnezeu, așa frumos în locul acesta, că vă fac, fraților, cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit o pe care ați primit-o, în care ați rămas. Deci, e o Evanghelia lui Hristos care a fost luminată, ne-a fost propăvăduită și noi am crezut în ea. Dar, ce se întâmplă cu credința noastră, cu faptul că noi am crezut într-o Evanghelie curată? e faptul că vrăjmașul caută să aducă cumva o altă evanghelie, o altă propovăduire, o evanghelie a prosperității, a bunăstării. O evanghelie care o primim altfel, nu cu lepădare de sine, nu cu purtarea crucii. O evanghelie care putem merge oricum pe calea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne ascultă, indiferent de starea noastră păcătoasă. Greșim, păcătuim, venim la Domnul, ne iartă, pentru că trebuie să ne ierte. Așa credem noi, dar spune cuvântul Domnului că mă mir că treceți așa de, de repede de la Evanghelia care v-a fost propovăduită provăduit, și care este cuvântul lui Dumnezeu la o altă Evanghelie, adică la o altă învățătură. Nu că este, spune cuvântul Domnului, nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Este clar? Fraților, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Haideți fiecare dintre noi să luăm un angajament în dimineața aceasta în inima noastră. Important aici, dacă în inima noastră luăm un angajament și vom spune Domnului că indiferent de ce va fi, eu vreau să te slujesc și nu mă voi îndepărta de cuvântul adevărat, este suficient. De ce? Pentru că eu cu starea aceasta pot să chem pe altul la poziția mea chem pe altul. Aceasta este de fapt scopul bisericii, să ne unim în lucrurile bune, să ne unim în lucrurile pe care ne-a chemat Dumnezeu și să umblăm în ele. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Un alt lucru pe care spune cuvântul lui Dumnezeu că aduce învățătură străină, pentru că suntem în prejurarea aceasta cu învierea Domnului, sunt oameni, au fost oameni și vor fi oameni care zădărnicesc învierea Domnului Iisus Hristos. Ei spun că nu va fi o înviere, pentru că nu cred de fapt într-o înviere. Vă observați. Erau și pe vremea Domnului Iisus Hristos, două clase de oameni. Erau farisei care nu credeau în înviere, și saducheii care nu credeau în înviere. Ei, fraților, aceste două clase de oameni există și la ora actuală. Unii cred, alții nu cred. Și pentru cei care nu cred, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le trage mult atenția în privința aceasta că e posibil că dacă voi ați ajuns din nou într-o stare, că nu mai credeți în învierea morților, atunci să știți că nici Hristos nu a înviat și credința voastră este zădarnică. Citeam versetele 12-14, dar iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Vedeți? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Noi spunem cu toți împreună, și răspundem la salutul Hristos a, înviat, a adevărat conviat. Oamenii din lume, poate care merg din an în Paști la Biserica Ortodoxă, ei spun că a adevărat, cel puțin în împrejurarea Paștelui, ei de-abia așteaptă să, să spună că Hristos a înviat, a adevărat că a înviat și să răspundă din nou. Dar dacă tu stai de vorbă cu ei, îi întrebi, ei pun la îndoială, oare cu adevărat va fi o înviere a morților? Odată ce mort, omul a murit, acolo rămâne, nu se mai știe nimic, Nu numai preotul îi bagă în pășunea verde, doar atât, dar ei nu cred. Ei, fraților, această necredință, să știți că a fost de pe vremea Domnului Iisus Hristos, este și la ora actuală și caută să biruiască inimile noastre, caută în cele din urmă să punem la îndoială, oare va fi cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, oare va fi iad, va fi rai? Ideologia la ora actuală și teoria și înțelepciunea lumii la ora actuală te duce până acolo ca să pui la îndoială și vin cu fel și fel de teorii, cu mass media, din toate punctele de vedere ca să-ți explice altă teorie de față de cea a Evangheliei, o altă uh, uh, idee față de cea care spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori, și vreau să vă spun clar, atunci când Evanghelia o lăsăm pe planul 2, când noi nu mai citim, nu ne mai gândim la ea, nu mai cugetăm la ea. Vine vrăjmașul cu teoria lui. Și ajung pocăiții noștri după ani și ani de pocăință să, se, să pună la întrebarea Am înviat Domnul cu adevărat? Vom învia și noi cu adevărat? Vedeți, acest lucru spuneam că chiar de pe vremea Domnului Iisus Hristos a fost această învățătură străină. În Matei capitolul 27 spune cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta, Că după ce l-a răstinit pe Domnul Isus Hristos, l-a mormântat pe Domnul Isus Hristos, la pecetluirea mormântului, apare o, pre, o problemă. O problemă care erau foarte tulburați oamenii aceia. Pentru că unii dintre ei și-au adus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos și au spus că eu voi muri, dar a treia zi voi învia. Vedeți ce spune aici? 62 din 27 Matei. A doua zi, când vine ziua, după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când erai încă în viață a zis, după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar, dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului, a înviat din morți. Era o preocupare asudă pentru ei, era uh, un lucru care a început să se frământe. Uh, ce să facem la ora actuală? Uh, va fi uh, o înviere, ne va fi înșelătorul acela. Înșelătorul acela. Acel care de fapt i-a vindecat bolnavii. Acel care de fapt a încercat să le arate că El este Hristosul. Acel care de fapt le-a arătat că El are putere și ei n-au înțeles lucrul acesta. În final l-au numit înșelătorul, că a treia zi va învia. Și oamenii aceștia vin și spune că dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit. Pilat le-a zis, aveți o strajă, duceți-vă și păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Și se întâmplă ceva. Mai departe, versetul 20, capitolul 28, versetul 11, spune așa. Pe când se duceau ele, vorbesc de Maria, de femeile care s-au dus la mormânt din de dimineață, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat, rețineți, ostașilor mulți bani și le-a zis, spuneți așa, deci le-a dat și o poruncă, le-a dat mulți bani, i-a mituit și le-a dat și o poruncă. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeau și l-au furat. Numai ca să nu creadă adevărul. Să nu creadă că Isus Hristos a înviat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ce minte de oameni care de fapt Psalmul 2 spune că Dumnezeu se uită din cer și râde de ei. De ceea ce ar putea gândi, de ceea ce ar putea să facă oamenii aceștia. Oamenii fără Dumnezeu, oamenii care au o altă evanghelie, au au o altă învățătură. Iată, fraților, deci de pe vremea Domnului Iisus Hristos, această învățătură a încercat să uh, acopere învățătura adevărată că Hristos a venit ucenicii lui noaptea, l-au furat, nu mai este aici, l-au pus în alt mormânt, dar el nu a înviat, este imposibil lucrul acesta. Frate, Pavel trage atenția în dimineața aceasta și ne spune foarte clar fiecăruia dintre noi. Cum e posibil ca unii dintre voi să spună că Hristos n-a înviat? Și atunci, îți cuvintele mele acum, ce căutăm noi aici? Pentru ce suntem numiți pentecostali, creștini pentecostali? De ce propovăduim un Hristos înviat când noi nu credem? Și nu că nu credem prin buzele noastre, prin vorbele noastre, nu credem prin viața noastră care o trăim. Eu de pe buze pot să spun că cred, dar viața nu demonstrează lucrul acesta. Pentru că atunci când eu cred că Hristos a înviat, cred că și într-o zi Dumnezeu mă va învia. Și dacă Dumnezeu mă va învia, eu trebuie să mă comport după cele scrise de cuvântul lui Dumnezeu, să nu accept alte învățături, să nu îndrăgesc altele lucruri care ar putea să-mi pericleteze viața veșnică și eu, indiferent de poziția mea, de starea mea, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Iată de ce... Spunea cuvântul lui Dumnezeu aici că această evanghelie care a fost propovăduită, pe care am primit-o, prin care suntem mântuiți, Pavel arată un lucru foarte frumos și clar. Dacă ați rămas în această sau rămâneți în această învățătură, deci nu este numai ca să credem, nu este numai din an în an să spunem că Hristos a înviat, nu este numai ca să venim la biserică și să ne arătăm că suntem creștini. Noi trebuie să rămânem în această Evanghelie. Adică, indiferent de ce va fi în viața noastră, eu trebuie să rămân, să cred pe Cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu în inima mea. Poporul Israel nu a crezut. A fost o împrejurare, spune Cuvântul lui Dumnezeu, când și cartea legii a fost pierdută. Și în acea perioadă, în această împrejurare, spune cuvântul lui Dumnezeu că se aducea cum era mult uh, aur și argint la casa Domnului, aducându-se, s-au aruncat în visterii acolo, fără să-și dea seama oamenii, preoții, a căzut și cartea legii. Și pe vremea lui Iosia, când s-a făcut o reformă și a scos tot aurul și argintul din casa Domnului, spune cuvântul Domnului că a găsit și o carte o duce la împărat, citește din această carte, lucru care de mulți ani nu se făcea în poporul Israel. Acei oameni care au spus pe vremea lui Ieremia că ai pe Moise, pe proroci, poporul spunea, nu-i ascultăm. Ai legea, nu vrem să auzim. Au îndepărtat glasul lui Dumnezeu, salvarea lui Dumnezeu. Și în cartea aceea când au început să citească, au descoperit lucrurile care urmau să fie uh, lăsate de Dumnezeu ca pediapsă pentru păcatul lor. Și Iosia începe să tremure. Iosia începe să gândească mult la lucrul acesta. Oare mai este o salvare? Mai este ceva? Și observați, spunea cuvântul lui Dumnezeu aici că se duce la o prorociță, la Hulda, întreabă pe Domnul cu privire la cartea aceasta, prorocița din partea Domnului spune că totul se va întâmpla după cum este scris în cartea aceea. Și ce face Iosua? Spune cuvântul Domnului, versetul 27, îi spune cuvântul Domnului prin prorociță, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că, și aici este important, fraților, pentru că cuvântul lui Dumnezeu atunci când noi îl citim și îl împlinim în viața noastră, se împlinește, se transformă viața noastră. Nu poate să ne lase așa, nici o urmă de păcat, lucru care ar putea să ne pericliteze viața veșnică, nu ne lasă Dumnezeu liniștiți în privința aceasta. Și spune așa cuvântul Domnului, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Atunci când este o pocăință sinceră, atunci când este o întoarcere din partea noastră, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care se uită la noi, ne aude și ne binecuvintează, vine în ajutorul nostru. Lăudat să fie Domnul. Și știți ce face eu? Să o spune cuvântul Domnului, Împăratul, stătea pe scaunul lui înaintea Domnului, îndatorindu se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui și învățăturile lui. Deci, vedeți ce face cuvântul Domnului. Evanghelia, care noi o auzim. Și care noi trebuie să rămânem, Iosua, Iosia, a înțeles lucrul acesta, că El trebuie să rămână în învățătura aceasta. Pentru aceasta s-a smerit. Și a sfârșit inima. A ridicat glasul înaintea lui Dumnezeu. S-a îndatorat să-l slujească pe Dumnezeu toată viața și pentru aceasta Dumnezeu i-a spus, te voi coborî în pace. În mormântul tău sau mormântul părinților tăi. Pentru că te-ai smerit. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu un alt lucru despre Abacuc. Omul acesta din nou rămâne în această învățătură, indiferent de ce se va întâmpla, indiferent de ce putea să fie în poporul Israel, pentru că și acolo erau lucruri care Dumnezeu le prevestise ca pe pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu și au săpat puțuri crăpate și au început să caute după, după Dumnezeu, irbiacul acestuia. Și Dumnezeu a vestit lucruri urâte, grele pentru ei ca să pedepsească păcatul. Și spune cuvântul Domnului că Habacuc, atunci când a auzit lucrurile acestea care le-a vestit Dumnezeu împotriva poporului, s-a ciocnit genunchii. A început să tremure. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când am auzit lucrul acesta, versetul 16, din capitolul 3, când am auzit, s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră în putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea eu aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului, Fraților, atunci când noi credem Evanghelia pe care a este propovăduită și care rămânem în ea, nouă ne pare rău de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu spunem, lasă să-și plătească păcatele, nu spunem aceasta, pe noi trebuie să ne doară pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să ne doară pe cei care dintre noi îl uităm și căutăm alte căi și alte rezolvări în viața noastră, trebuie să ne doare, trebuie să ne unim în rugăciune, să ne sprijinim, să ne ridicăm din starea de păcat. Doresc ca Domnul să ne ajute și observați, Abacuc rămânând în învățătura lui Dumnezeu spune așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va da rodul, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot... Mă voi bucura în Dumnezeu, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Este tăria și a noastră în ziua de astăzi? Indiferent de ce s-ar întâmpla, frământările care sunt și nu intru în abădunte, la ora actuală sunt atâtea lucruri care ne întrebăm oare ce va fi, oare cum va fi. Fraților, noi trebuie să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Să credem în promisiunea făcută de Dumnezeu. Să credem în ceea ce Dumnezeu ne spune prin Evanghelie. Când ne spune că atunci când vei trece prin valea umbrei morții, eu voi fi cu tine. Eu te voi ridica. Îți voi pune picioarele pe stâncă. Lăudat să fie Domnul. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze ca fiecare dintre noi să rămânem în învățătura aceasta. Privința aceasta, vă rog. Citiți acasă mult, versetul capitolul 15 din Ioan, unde cuvântul lui Dumnezeu aici arată, de la versetul 1 până la versetul 11. Vedeți, citiți acolo, acasă și vedeți de câte ori ne spune cuvântul Domnului: Dacă rămâneți în mine, eu voi rămâne în voi. Dacă rămâneți în mine, veți păzi poruncile mele. Dacă rămâneți în mine, veți fi prietenii mei. Vedeți, sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu ne îndeamnă în dimineața aceasta ca să rămânem în această învățătură. Pentru că Apostolul Pavel spunea aici așa de frumos că Evanghelia pe care v-am provăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, dacă o țineți așa. Domnul să ne dea putere. Să nu schimbăm nimic, nici o iotă din Cuvântul lui Dumnezeu. După cum ne place nouă, după cum vrem noi să lăsăm ca viața să-și aibă cursul ei, noi credem orice ar fi. Nu. Așa cum am primit-o, să rămânem în ea. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Și un ultimul punct spune Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, degeaba ați crezut. Fraților, spunea Cuvântul Domnului aici că. Dacă numai, versetul 19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă noi credem că avem vreun favor în urma Cuvântului Dumnezeu, a Evangheliei, și ne facem buni și frumoși și plăcuți înaintea oamenilor, și nu credem și nu împlinim, cuvântul lui Dumnezeu cu lepădare de sine, cu umilință, cu rugăciune, aceasta înseamnă că ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta. Avem favorurile noastre, intențiile noastre. Pavel spune că degeaba ați crezut sau suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pisalmul 127 spune că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba, dacă Domnul nu este în casa mea, dacă Domnul nu-mi controlează simțurile mele prin Evanghelie, degeaba mă scol de dimineață, degeaba zidesc, degeaba fac orice pentru că nu-mi folosește la nimic. Lucrurile care ne înconjoară vor rămâne, nu vor lua nimic din ele în împărăția lui Dumnezeu. Singurul lucru care luăm este cuvântul lui Dumnezeu care îl tipărim aici și care ne ține treji, ne ține și ne ține plăcuți înaintea Domnului. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.